Salutare și bine m-a regăsit. M-am apucat să pun colțarele și picurătorii pe consolele de la terasă. Unde vine aticul deasupra, să pregătesc puțin mai bine. Aici trebuie să fac așa, deoarece o să vin cu 10 de polistireni și pe perete. Și de asta am ieșit puțin cu colțul în afară. Vedeți, exact 10 am acolo și 10 în partea asta. Și când o să vin cu polistiren, o să vin exact la colțul ăsta de aici. Și nu o să se mai vadă așa. Da, am încărcat puțin grinzile astea cu 15, cred, ca să ajung la nivelul dorit. Dar e ok, e doar polistiren. Și s-a și infiltrat apa ca plouat. Eu am pus picurătoare la seara, dar pe exterior nu e, că le-am sigilat așa de bine. Oricum trebuie să mai vin cu o mână de adeziv, chiar două dacă nu, plus după aia o să vin cu decorativă și nu o să mai fie problema asta. Dar să sperăm că după ce dau a doua mână nu o să mai am problema asta așa cu apa, pentru că nu e ok. A plouat puțin și s-a infiltrat apa. Deci nu mă încântă deloc. Era mai bine înainte, când ploua nu se vedea nici o picătură de apa pe nicăieri. Și acum ia uitați. Bine, adevărul este că am polistiren sus și din păcate asta, să cobor jos să vă arăt. Problema este că se scurge, nu mai absorbe peretele apă deloc. Am dezastru pe aici. Chiar am muncit zilele astea, sincer. M-am cățărat pe sus pe acolo, dar am pus polistirenul ăla și chiar a fost greu. Uite ce frumos e afară. Bine că nu mai plouă. Vedeți cum plouă puțin deasupra, se scurge totul pe polistiren. Și n-am ce să-i fac. Dar o să văd după Paște, de fapt, o să las așa acum, că n-am ce să-i mai fac. Și după Paște să mă urc sus, să dau cu plasă și adeziv peste tot și să văd ce fac deasupra de tot, pentru că nu e ok. Bine, se vede, lucește de aici, polistirenul ăsta e foarte ud. O să prinde bine adezivul pe el. Uite ce colț frumos am. E chiar frumos. Îmi plac rezultatele astea, dar păcat că nu am aticul sus pus și m-a prins ploaia. Vă salut și vă mulțumesc de vizionare.